Eu nu le bolesc, nu, eu îl influențez în... Participant după trei. Voi ați completat la final să vă luați de evaluare? Dacă v-a plăcut... Păi da, mă, dar eu nu urmăresc să evaluez trainerul. Nu trainerul e... Ci să metodele formalului în sine. Da, eu mă refer ca punct foarte al formalului. E că oferă instrumentele ca să faci departajare între copii, de instrumente pe care nu formalul nu le va permite niciodată. Pentru că nu poți să spui nou formal, bă, tu ai dreptate, tu nu ai dreptate, tu e primul tu e primul 2. Nou formalul nu-ți permite asta. Îți permite? Păi asta știm și noi, că nu-ți permite. Nu e, nici măcar nu e gândit ca să-ți permită. Nu e gândit să-ți permită, pentru că nou formalul nu e o competiție. Da, mă, și eu spuneam că un punct foarte al formalului este că-ți permite. Da, nu asta spuseai, la început. Păi da, și m-am bucat să-ți scrii și după aia început să te dezbateți. Super. Diana, tu ce părere? Cum vezi tu nou formalul la tine? Da. Dar cum mai pentea, după ce te-ar plăcea să vezi în școală, pe lângă orele la care vă duceți, că sunt așa, ai fi dispusă să mai mergi pe lângă orele astea, dacă ar fi o oră de comunicare sau nu știu ce, pe care să o faceți cu un trainer tânăr, care mai face și glume, dar mai și învățați câte ceva de fapt. Adică... Păi nu, adică ți s-ar părea mai ok așa sau... Adică ar fi binevenite, ți-ar fi gândește-te și la colegii tăi, dar colegii tăi ar vrea să mai stea pe lângă cele 6 ore care le stă la școală sau 7 ore, să mai pierdă încă o oră pe acolo. Da. Dacă atâta timp cât s-ar distra și ar fi ceva interesant, cred că ar vrea să stea, nu? Dar voi cum îl văzureți? Noi sunt pătură mă fără ca altă. Voi cum îl văzureți? Cine ține aceste cursuri de non-formal? ONG-uri. ONG-uri din afară. ONG-uri sau poliția sau instituții care vin și îți fac în felul următor. Săptămâna asta, da, în niciun caz profesorii de la clasă. Săptămâna asta vine un ofițer de poliție sau comisar ce ofițer și le prezintă metode de preîntâmpinare a accidentelor sau cum să-ți organizezi traseul de acasă până la școală. Ce, la ce să fii atent? La aia, la aia, la aia, la urmă, vine cineva de la Smurt sau de altundeva și le prezintă în caz că un coleg de-al vostru care se lovește la cap, vă rog frumos, aveți grijă să nu-l mișcați, să nu așa, să nu așa, să nu așa, anunțați pe cineva din personalul școlii sau, din, sau sunați, dar ce cineva de mobilie sunați la 112 sau faceți-o. Mai degrabă chestii din astea, sunați, formă. Să fie niște ore din ăsta non-formale de ecologie. Se fac grupuri în școală, tot așa ONG-uri care asta fac, au în grijă... E nici de la început de știu. Da. Au un lucru de pregătit tineretul pentru ceea ce urmează să vină, deși trebuie să intre în comunitatea europeană cu ceea ce se întâmplă de fapt în comunitatea europeană de 10 ani, iar la noi nu se implementează și nu se respectă. Am discutat de lucruri cu Dan și să-i ducă să vadă dacă îi place tehnic și asta. Da, asta am discutat. Dar și cum vreți să știi, nu prea sunt da, deci o EG-ul, place să zice asta, cu sportive, ce-ați mai zis? Ce-ați mai zis? Deci, acum nu intru în detalii, că am mai discutat asta și așa după aceea. Ma, să știm după aceea că ați venit și cu ochii de asta. Bun. Și cam atât. Trecem la 5-8? Da. Bun, la 5-8. La 5-8. Aici, aici puteai intra cu grupurile sportive, adică nu știu. Că deși ajung la o vârstă mai... A, și aici se vă rog la grupuri sportive. Da, eu așa mă gândeam. Acolo încă sunt mai mici. Ok, și atunci vă rog aici cu grupurile sportive. Da. Aici ce vorbă calități. Ce mai vorbă? Fotbal, doar la fotbal de gândești. Nu, fotbal, 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 probabil se uită la televizor, vede asta, adică multe sporturi care au copii sunt mai ales în funcție de buget. Pentru că tenisul e foarte scump, fotbalul este mai ieftin să practici.
Bă, de la un copil face tehnică, dar nu-și permite să facă. Bun. Încă ceva. Noi aici, pe fiecare categorie, ne gândeam la o idee de bază. Care ați vrea să fie ideea de bază la un plan? Deci, ideea de bază, din punct de vedere al educației non-formale. Și... Deci, asta se numește ideea. Și la 5-8? Nici. Tată, cred că la 5 mai multe să descopere spiritul de echipă. Ok, bun. Și mai dați-mi idei dacă ați făcut de profilul ăsta înregistrat la Registrul Comerțului. Se punctează 5 puncte. Tu va trebui ca să fie în control cu genul ăsta și cine în genul va trebui ca să vină o dată cu scăția de mână sau cu dată la două săptămâni la fiecare clasă să facă o anumită acțiune. În genul va trebui să aleagă persoana și să o vină din toată întotdeauna, dacă să începe să fie să gândești statistică, trebuie să gândești, dar știu că nu va merge. O singură întrebare, de fapt, că de asta nu știu foarte mult. În fiecare școală există un director de educație. Da, un director de educație. Așa. Care, nu normal, e responsabil și cu, mă rog, consilier, dacă e cazul, cu activități extraordinare și așa. Ăla de consilier. Deci, ăla oricum are el niște chestii. Deci, el oricum are niște talenturi clare. Care s-a făcut mai mult chestia asta, practic ar dispărea. Da, și ăla oricum ăla nu-i condiționat de activitatea lui. Chestia asta e o chestie cu stimulare. Deci e un sport sau carier care e cu stimulare. Adică dacă te ții, dacă îți faci punctajul, reziști. Dacă nu, îl pierzi. Și punctajul îl faci. Aia e posibil pentru că, na, tot are conform unui grid de învățământ, există mulți care termină. Deci, este puțin că se scurge identificat pentru ce concret, dar asta e o decât un detaliu, că am convenit că fiecare ciclu de școlarizare are metode total, total diferite. Nu se compară cu nicio formă, cu 4, cu nicio, nu se compară cu liceu, cu mediul universitar. Mă rog, practic, ce mai mult în timpul pe universitar, pentru că sunt mediul universitar, este mult mai bine și... Da, cum e pe mediul universitar. Așa că, da, asta e un evaluare. Pentru că se dă